Bună, Miha sunt. Te salut în primul rând și apoi îți zic bine ai venit în atelier de drag. Astăzi nu ne întâlnim pentru un tutorial, dar trebuie să desfacem și cutia de advent, să vedem ce bombonic am nimerit pentru astăzi, ce surpriză avem și apoi dacă intru în casa voastră nu-i frumos să mănânc o bomboană și să plec. Trebuie să stăm puțin de vorbă, măcar așa de curtoazie. Nu am tutorial pentru astăzi deoarece aveam terminat bluzița roșie, aștept să se usuce și să văd dacă îi fac volănaș sau nu. În plan până la Crăciun ar mai fi fost, mai aveam câte ceva de făcut, printre care am și coșulețul acesta, nu voi lucra acum pe el, l-am adus numai pentru că este roșu și dă bine așa în decorul meu de Crăciun, dar este un coșuleț pe care chiar intenționez să-l fac două rânduri într-o seară, două rânduri într-o seară și... Până la Crăciun tot l-am terminat. Ce mi s-a părut interesant este un fir macaroni, să vă spun și de... Dar întâi să desfacem uh, cutia cu bomboane. Haideți să vedem. Am zis că mă interesează numărul 3. Nici nu l-am căutat. Așa, aici este. Un con de brad. Foarte frumos. Brazii noștri au și conuri. Vă aveți că eu nu prea am mâncat din ciocolățelele acestea. Am mâncat odată una și este atâta de dulce de mă ustură pe gât. Prea dulce. Prea dulce pentru gustul meu. Și vorbeam de firul acesta din care intenționez să fac un coșuleț. Eu mai am ceva coșulețe croșetate și sunt tare practice în casă. Chiar când m-am mutat aici, nu aveam pe hol un loc unde să-mi țin cheile. N-aveam nici mobila pe hol, în afară de un pantofar cu o etajeră de sticlă și aveam eu niște fir ribon, am croșetat repede un coșuleț în care ținem cheile să nu le rătăcim prin casă și a fost făcut așa cu titlul de provizorat, între timp s-a umplut și holul de mobilă, dar coșulețul meu pentru că a rămas acolo. Aveam o prietenă care spunea că orice lucru făcut cu titlul de provizorat se transformă în definitiv. Cam așa și cu coșulețul meu. De data aceasta nu am fir ribon, am un macaroni. Mie nu prea-mi place firul acesta macaroni. E un fir textil, dar de ce am vrut să vi-l arăt? Mi se pare atâta de neclar această etichetă. Deci este un fir textil, are 450 de grame, 90% bumbac și 10% poliester. Mă uit dacă văd metrajul, nu cred că este trecut. Ce m-au amuzat pe mine sunt instrucțiunile. Această recomandare pentru croșetă sau andrele de 4,5 și 5. Orfirul este atât de gros, nici măcar cu o croșetă de 8, nu știu dacă merge lucrat. E gros. Eu am făcut probă și mai ales la un model pe care aș vrea eu să-l fac, îl voi lucra cu o croșetă numărul 10. Oricum va fi un coșuleț micuț, roșu pentru bomboane. Nu-l voi combina nici cu fir alb, deși am un ribon alb. Nu-l voi combina nici cu fir verde, deoarece vreau să fac un coșuleț să fie universal. Va fi roșu, iarna vor sta bomboanele pentru pom în el, iar la Paști pot pune ouă. Ca decorațiune am luat eu o bandă din sac, ceva cu steluțe roșii și pot să-i pun o fundiță roșie pentru Crăciun, la Paște o dau jos și pun o fundiță, nu știu, cu narcise. <laughs> și am găsit astăzi, când am fost la cumpărături, nu-mi place să merg la cumpărături, să desfac asta să nu vă poșnesc. Am găsit astăzi o bandă din aceasta pentru un pachetat cadouri. Și este chiar tare drăguță. Aș putea să o pun pe coșulețul meu de jur în împrejur în partea de sus, asta așa pentru perioada de Crăciun. O să văd, o să-l decorez eu într-un fel frumușel. Astăzi, neavând niciun tutorial, mă întrebam eu așa ce subiect să abordez astfel încât să nu vă plictisesc și mi-am amintit, vorbind cu o prietenă, despre o vecină de-a mea. Aveam în copilărie o familie vecină, o familie de sași, eu eram prietenă cu fata lor și m-a impresionat foarte mult Crăciunul din familia lor erau evanghelici, iar și îmi plăcea tare mult că în ajunul Crăciunului toată familia mergea la biserică, biserica evanghelică organiza un program în care erau implicați copiii, iar în timpul acesta părinții stăteau acasă, împodobeau bradul, după care mergeau la spectacolul oferit de copii, și când se întorceau acasă, găseau totul frumos, împodobit, brăduțul, semn că venise deja moș Crăciun. Altceva ce m-a impresionat la doamna casei au fost prăjiturile pe care le făcea ea de Crăciun. Sau mai bine spus, platoul bogat pe care îl punea în față când mergeam în vizită. Un platou compus de la cozonacea aceea micuț Begli până la tot felul de prăjiturele mini, ișlere, prăjituri colorate și atât de mult mi-a plăcut treaba aceasta încât ani de zile am făcut și eu la fel. Am făcut la fel până să vin în Germania. Deoarece aveam pentru cine găti, cum am zis uh, la început de calendar de advent. Și am păstrat această uh, obicei, îmi place încă, deși nu mai fac atâta de multe, dar îmi place încă să am multe sortimente de prăjituri, dar ce mi-aleg? Îmi aleg prăjituri uscate. Am tras concluzia oricum că mie personal îmi plac mai mult prăjiturile mai uscate, nu prăjiturile cu foarte multă cremă. Și deși am făcut multe prăjituri cu cremă, cremă cu frișcă, cu iaurt, cu gelatină, mus de ciocolată, diplomat, încă fac diplomatul, îl fac, diplomatul îl fac de revelion. Îl fac deoarece pe 1 ianuarie este Vasile și avem un Vasile pe care îl sărbătorim și deoarece lui îi place diplomatul, fac diplomat dar în perioada Crăciunului nu fac niciodată prăjituri cu cremă, iar acum voi face neapărat fie Greta Garbo, care este cocă dospită cu smântână, unt și se fac foi, iar între foi punem gem cu nucă, nu mai are o denumire gerbo sau nu știu cum e mai spune, prăjitura e cunoscută cu mai multe denumiri, e prăjitură veche, apropo, eu am început să gătesc după Silvia Jurcovan, și de la ei am învățat așa bazele. Dacă la mâncare poți să te joci și să fii foarte inventiv, la cofetărie clar că te pot juca, dar totuși acolo se respectă cantități mai exacte. Spre exemplu, făceam tortul cu trei feluri de ciocolată, cu trei ganajuri de ciocolată, iar acolo la fiecare uh, cremă, deși cantitatea de ciocolată și de frișcă este la fel, diferă cantitatea de gelatină prima dată când am făcut trei feluri, tortul cu trei feluri de ciocolată, mi se lipea crema de ceruguri din cauza faptului că a pus prea multă gelatine. până când am învățat eu să mi-o controlez. Dar pusesem prea multă, deoarece mi-era teamă să nu mi se înmoaie. Ulterior am învățat să fac și ieșea super bun și acel tort. Și sărim de partea aceasta cu prăjituri și cu fursecuri și biscuiței, dar covrigeii tăiați cu forma, covrigeii tăiați cu forma și chimen și brânză, aceia iarăși îmi plac. dar cred că totuși așa la Crăciun îmi place să fac prăjiturile copilăriei. Albă ca zăpada este o prăjitură. Nu-mi place mie când este prea acrișoară, dar foile de la albă ca zăpada le putem umple cu ce creme vrem noi și sunt superbe. Sau mai este o prăjitură care îmi place tare mult, foi făcute cu miere, foi făcute cu nucă și umplute cu frișcă amestecate cu nucă. Iar chestia aceasta peste an o fac cu pișcoturi. Pun pișcoturile în într-o cafea foarte tare cu puțin cappuccino și apoi frișcă bătută amestecată cu nucă măcinată. Și alternez acolo în tavă, superbă prăjitură, îmi place iarăși tare mult, dar vreau să trecem peste partea aceasta de prăjituri deoarece eu am zis că am terminat bluzița roșie, îmi pot pune toate firele deoparte, zilele acestea să fie toate puse la locul lor, păstrez numai firul acesta macheronii din care îmi fac eu coșulețul, cum zicea Dana Neșu, cât ne odihnim, mai croșetăm. Așa și eu. Cât mă odihnesc și îmi beau dimineața cafeaua, mai fac două rânduri la coșulețul meu. Și ce să vezi? Mișcare mare pe grupa astăzi, se încep proiecte pufoase, păi și parcă mă mânca, le Am zis fetelor, fetelor potoliți-vă, pentru că eu nu am niciun proiect început și chiar nu vreau acum să încep să scot toate firele, să fac probe. Și ce credeți? Cu ce m-am trezit eu în față? M-am trezit că îmi fac o probă de lucru. Am vrut să văd cum se potrivesc aceste culori. Deoarece, ta am primit firul scăriță, l-am primit săptămâna trecută. L-am primit săptămâna trecută și am fost foarte cu minte. am vrut să-mi rezerv plăcerea de a căuta o combinație perfectă pentru aceste fire. Am primit în patru culori scărița aceasta și haideți să vi le arăt dacă tot vorbesc despre ea. Să iau astea și să vă arăt cele patru culori pe care le-am primit pentru scăriță. Dar sunt firele de la Ice. Ice Yarns, 50 de grame, 125 de metri, 100% poliester, recomandate andrele între 4 și 5 mm. E clar că așa ceva nu poți să lucrezi într-un... n -ai ce face cu așa ceva. Mai există tot felul de bazaconii, coliere, șarfe. Nu cred că aș putea să simt așa ceva în jurul gâtului, totuși. Simplu, necombinat cu altceva. Da, mai știi, aș, aș putea să fac o dată o probă, dar nu cred că mă îndur. Și astăzi, văzându-vă pe voi cu probe, m-am gândit să fac și eu repede o probă. Am acest fir, l-ați mai văzut la mine, este un fir combinație ceva gen R, iarăși cu două fire de poliester. Și m-am gândit că pe acesta aș vrea să-l combin fie cu un turcoaz, fie cu acesta cu nuanțe de verde și maro. Și cred că arată foarte interesant, dar nu sunt hotărâtă. Oricum, din acesta aș putea să fac un cardigan, și pe moment nu mă atrage să fac niciun cardigan. Am în plan alte proiecte. Deoarece atât am așteptat acest fir scăriță, abia aștept să lucrez și trebuie să găsesc o probă ideală. Pe acesta vreau să-l combin cu alpaca, un verde, și cu mohair, tot un verde. Deci, din acestea visez, așa o combinație. Pe de altă parte, merg și așa pe aceeași nuanță. Aici am diferite nuanțe de verde, dar superb, de la verde oliv, verde închis. Este superbă bobina aceasta. Merg și așa făcute. Mai am așa, metalico, iarăși merg perfect. Deci voi avea două proiecte verzi pentru că nu pot să bag totul într-un verde, iar probele mele în asta vor consta. Bine, mai am și acesta cu paiete, dar pe acesta l-am luat pentru o bluziță, o, un alt fel de bluziță, iar acum trebuie să combin aceste nuanțe de verde cu așa ceva. Și mai am un mohair verde luat din țară, o altă nuanță, un khaki. Acestea au altă nuanță, cel din țară este un khaki. Și trebuie să găsesc combinația ideală cu toate firele acestea pentru două proiecte. Un proiect pe care probabil îl voi începe prima dată este o bluziță foarte simplă. Mi-a zis cam eu, acum, în timp ce lucram bluzița roșie, și că, bă, Miha, mie îmi vine să râd. Tu spui că faci o bluziță simplă și începi cu tot felul de modele, alte idei. Și am zis, Ok, voi face o bluziță cu adevărat simplă. Și imediat ce găsesc combinația potrivită pentru bluzița mea, voi începe o bluziță cu adevărat simplă. Acum nu știu dacă o să fie ceva neapărat wow, dar va fi ceva simplu, un croi care îmi place și pe care chiar mi-l doresc să îl am. Chiar doresc să lucrez acel croi. Și probabil că imediat ce îmi găsesc combinația perfectă, voi începe să lucrez acel pulover. Dar toate astea eu mi le-am propus să le fac după Crăciun. Am zis că strâng toate firele să fie la locul lor și să ne vedem liniștite de prăjitură Greta Garbo și de cozonaci. Dar voi n-aveți liniște pe grup și uitați câte fire am în față. Plus că mai am un pitic, dar voi face întâi bluza simplă și apoi piticul celălalt, dacă nu vin după el alți pitici, deoarece v-am arătat că mi-am luat din țară această vâscoză cu lurex și mohairul acesta, mohair cu paiete, paietele sunt foarte, foarte discrete, dar sunt o culoare superbă, superbă. Mohairul este un bleu marin, un bleu marin închis, bineînțeles că... M-am trezit făcând i probă cu andrele de 3 mi se pare mult prea, de trei jumate, cu andrele de trei și jumătate, mi se pare totuși că am bătut, mohairul este pus în 2 plus un fir, da, vă scoz aceasta cu paiete și aici vreau să fac iarăși o bluziță, dar o bluziță finuță și ca să nu vă mai dau peste cap, voi începe întâi cu cealaltă, croiul foarte simplu, aceasta rămâne garantat pentru anul viitor. Și revenind puțin la firul meu, scăriță, am zis că a venit Moș Crăciun la mine, deoarece am primit scărița aceasta și trebuie să-i spun uh, prietenei mele mulțumesc pentru aceste fire. Iar pe lângă aceste fire, prietena mea mi-a mai pus în pachet. Așa ceva, sunt, am trei bobine siclam și două bobine roșii. Sunt niște fire foarte fine. A zis că nu mai reține exact compoziția, ceva cu blăniță de iepure. Am 300 de grame și parcă n-aș vrea să le pun în combinație cu alte fire. Trebuie să găsesc să fac ceva din ele. Sunt foarte moi și e păcat să le pierd într-un proiect să pierd aceste fire printre altele. Trebuie să gândesc ceva, chiar dacă e ceva micuț, să gândesc ceva pentru aceste fire. Deoarece stare plăcute pe piele. Și parcă nici șarfă n-aș face. Da, probabil că tot o eșarfă vor ieși. Oricum sunt foarte faine pe piele. Încă n-am făcut proba testul acela cu flacăra pe ele. Iar pe acestea vi le-am arătat, deoarece le-am primit cum v-am spus, cadou. Nu, am patru bobine roz. Acum văd. Am patru bobine roz și două roșii. Dar deci o bobină are 50 de grame. Am vrut neapărat să-i mulțumesc pentru acest moș Crăciun. Iar acum spuneți în voi, cum pot eu să fac liniștită cozonacii când deja am atâtea fire în jurul meu? dar cred eu așa. Dar mă gândesc eu că îmi termin treaba pe care o am programată pentru astăzi și fac repede o probă de lucru să văd ce variantă găsesc pentru puloverul meu simplu. Puloverul meu simplu cu dedicație pentru camii să vadă că știu să fac și pulover simplu. Bun, și n-aș vrea să vă mai răpesc din timp povestind aici vrute și nevrute. Deci mă apropii de final și va trebui să gândesc ceva și pentru întâlnirea de mâine. Nu știu, poate termin coșulețul și vi-l arăt, poate termin o probă de lucru frumoasă și vă arăt. Sau, dacă aveți voi o sugestie, vă interesează un anume subiect, puteți să-mi lăsați în comentarii. Deoarece zilele acestea până la Crăciun e clar că foarte multă treabă pe partea aceasta nu facem și atunci ne permitem să discutăm și puțin vrute și nevrute ca între noi fetele. Iar acum vă doresc să aveți spor în ceea ce faceți, să vă bucurați de aceste zile frumoase și până ne reîntâlnim, te îmbrățișez cu drag și îți spun ca de fiecare dată să fii iubită, dar să și iubești. Te pup! Pa, pa!